Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, părinți, preacuvioase, părinte exarh, preacuvioase, părinte duhovnic, preacucernici, părinți, preacuvioasă maică stareță, preacuvioase maici, iubiți credincioși, iată într-o zi aleasă de pomenirea celor adormiți moșii de toamnă, am poposit la această mănăstire Strunga, înainte de prăznuirea Sfinților Arcanghel Mihail și Gabriel, care sunt ocrotitorii primei biserici din locul acesta ce a fost restaurată de Maica Stareță. Și iată Sfinții Arcangheli umplu cerul împreună cu toate cetele de îngeri și s-au adăugat la cetele Sfinților Îngeri și sufletele înaintașilor noștri care au trăit în credință, în dragoste și în faptă bună și sufletele lor și-au găsit sălașul în casa lui Dumnezeu din cerul. Iată îngerii păzesc pe cei de jos, dar se bucură și cu cei de sus. Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus să fie și slujitori ai oamenilor. De aceea ei ne păzesc pe noi și fiecare om la botez primește un înger păzitor. De aceea omul care nu intră în credință este sărac și slab pentru că n-are înger păzitor. Numai la botez dă Dumnezeu înger păzitor oamenilor. De aceea spune Sfântul Ciprian că în afară de biserică nu este mântuire, pentru că Sfintele Taine își găsesc sălașul doar în Sfânta Biserică. Astfel, dar, se cuvine să înțelegem menirea noastră, rostul nostru și să avem doririle noastre cele bune. Noi îi cinstim pe îngeri ca unii care pururea se bucură în ceruri, mereu coboară din cer pe pământ și se suie de pe pământ la cer. Ei duc rugăciunile noastre și aduc de la cer harul lui Dumnezeu în care le îmbracă. Și iată, când ne rugăm noi și rostim rugăciuni și îngerii se roagă în ceruri, ei se roagă neîncetat. Cel mai mult se aseamănă cu îngerii, călugării și călugărițele care au slujbă în fiecare zi, Sfântă Liturghie și cele șapte laude. Dar și noi trebuie să ne rugăm în fiecare zi ca să fim cu adevărat împreună cu îngerii care ne păzesc și să ducă rugăciunea noastră la Dumnezeu. Iată această slujbă de pomenire pe care am săvârșit-o pentru cei adormiți. Este cu adevărat ofranda noastră pentru cei dragi ai noștri. Între noi și ei trebuie să rămână în permanență o legătură, pentru că Dumnezeu îi iubește pe cei ce pleacă din viața aceasta și care s-au pregătit pentru viața cea viitoare și îi primește în sălașurile sale, dar așteaptă și de la noi recunoștința și dragostea pentru părinți, pentru frați, pentru copii, pentru rudenii, pentru cunoscuți, dar și pentru cei străini, dacă ne rugăm, pe care n-are cine să îi îngrijească și să le pomenească numele, pentru aceea și mai mult primește Dumnezeu jertfa rugăciunilor noastre și ofranda pe care o aducem. Această ofrandă este cu adevărat un mod de exprimare a dragostei și către Dumnezeu și către semenii noștri. Aceste ofrande ce se binecuvintează
în Sfânta Biserică în cadrul slujbei parastasului, le împărțiți la cei apropiați sau la cei săraci sau la cei mai de departe. Și oricine primește ofranda aceasta, o primește cu pecetea binecuvântării. Și când se bucură cineva de ofranda dumneavoastră, de pomana dumneavoastră, aceia au inima veselă și sunt încântați, mai ales cei sărmani. Și această ofrandă se suie ca fumul lui Abel din jertfa sa către cer, acolo unde se află sufletele celor pe care îi pomeniți. De aceea să ținem această rânduială a bisericii, că nu este a oamenilor, ci a bisericii. Și iată, mulți merg astăzi și la morminte, care puteți ajunge, mergeți și acolo și de găsiți un preot să vă fac o scurtă rugăciune și duceți și acolo ceva să dați de pomană la mormântul celor pe care i-ați pomenit. Și iată așa, ne pregătim ca peste o săptămână să avem lăsatul secului și să începem și postul Crăciunului, la care trebuie să aducem din nou ofrande pentru cei vii și pentru cei adormiți. În postul Crăciunului pot fi pomeniți și cei vii și cei adormiți, unde se face slujbă permanent în fiecare zi. Și sâmbetele, îndeosebi, se fac pomeniri cu slujbe de parastase. De aceea să ne pregătim, căci iată vom avea sărbători înainte de post. Mâine voi fi în Biserica Sfântul Spiridon la Constanța de la 7:30 pentru sfințirea picturii și apoi pentru Sfânta Liturghie. Apoi mâine seară, duminică seara pe 7, voi fi la Biserica Sfinții Îngeri din Constanța. De acolo voi pleca la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel din localitatea Marginea. Voi sluji acolo, dar mă voi întoarce luni seara la Biserica Sfântul Nectarii, unde este o liturghie de noapte la care voi binecuvânta și voi face molitvele. Și în ziua de 9, când este Sfântul Ierarh Nectarie, voi fi la localitatea Zorile, la cele două biserici, voi sfinți pictura restaurată de la Biserica Mare și pictura nouă de la Bisericuța închinată Sfântului Nectarie, apoi voi săvârși Sfânta Liturghie. După aceea, iată, pe data de 10, voi fi la Eforie Sud. Pe data de 10 seara, voi fi la Mănăstirea Văcărești pentru priveghere și pe data de 11, la Biserica Sfântul Mina. Pe data de 12, voi fi să sfințesc lucrările și apoi să săvârșesc Sfânta Liturghie în localitatea Mereni. Și pe 13 voi fi la mănăstirea din satul Casian, închinată Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfinților Ioan Casian și German. Pe data de 14, când este Sfântul Filip, voi fi la Damplisi, la mănăstirea Sfântul Filip. Seara voi fi, sigur, ca și joi seara, la acatiste și la moritve la catedrală. Și pe data de 15 voi face începutul postului cu prima liturghie la catedrală. Dar pe 16 voi merge la cea de-a doua mănăstire din localitatea Cuza Mircea Vodă,
de dincolo de Megidia, pentru că este Sfântul Evanghelist Matei și este ocrotitor al acelei mănăstiri. Să ne primească Dumnezeu Sfintele rugăciuni și să rămânem cu rugăciunea în minte și în inimă, să rămânem cu Dumnezeu pe care să-L păzim, să rămână în cetatea sufletelor noastre, să ne ocrotească și să ne ferească de toate relele. Și iată, necontenit, să ne întoarcem la rugăciune și să avem bucuria ca rugăciunea să ne țină în această bucurie a comuniunii cu Dumnezeu. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască slujitorilor de astăzi, Părintelui Arhimandrit Andrei, Părintelui Duhovnic Visarion, celorlalți părinți slujitori, Maicii Starețe Stavrofora Filareta, întregului sobor de maici și de surori, tuturor celor ce ați venit de departe și de aproape, binecredincioși creștini aici de pață, și tuturor celor ce astăzi ne-au cântat cântări frumoase, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie, înțelepciune, pace, dragoste, fericire și mântuire, și cu toții să trăiți într-un mulți ani. Să rătăm dreapta în ardea Sfinței Săpâne, Preacuvioasă Părinte Exar și Preacuvioceniși Părinți și Părinți Diaconi și Tripisădincioși, în ardea Sfinței în partea oficiilor amestească, unde au trebuit multă sănătate, ani de lungați, să lucrați în locul Maicii Domnului, să vin cele mai frumoase flori care vor găti pentru Biserica Ortodoxă. Dumnezeu să vă ține sănătos, îndelungat în zile, pentru că apărați credința ortodoxă și vă iubește întreaga creștinătate. Vă mulțumim din adâncul sufletului că ați mântuit sufletele atât ale noastre și ale întregii la tuturor care au participat la această Sfântă Liturghie. Le mulțumim și tuturor creștinilor din Argeș, din București și din Constanța și peste tot, care sunt alături de noi. Mă iertați, mă rog, să vă răspătească. Mulțumim, Măicuțe, să vă țină Dumnezeu, iată așa, mai aplecată, mai scundă, dar plină de dragoste și de șertă, care atrageți aici credincioși, copii, bătrâni, săraci, și ajutați pe toți să vă ajute să se mulțească darurile aici, pentru că este o mănăstire făcută cu cea mai curată și aspră jertfă, dar care aduce credincioși aici să se bucure de aceste realizări frumoase sub oblăduirea Maicii Starețe, care acum și-a găsit și un duhovnic statornic și plâng pe Părintele Visarion, care îi mulțumim, și tuturor celor ce vin și poposesc aici.